de capul vostru. Nici unul normal. Dar câți oameni au încăput aici? Unde mai era un băiat cu coada aici? Măi, băițele, măi! Cât? Aptăți 2000, sunteți de ocheț. Tăți până la 1. Ia ca așa. Bă, ia uite. Ia uite, așa ăla-i de ochet de om verde. Parcă-i boit tăt cu zileoncă. Femeie dragă, m-a tata iutat la singură când a ieșit din casă. Doamne Dumnezeule, dar pești tătă numai sâneală, din cap până în chișoare. Așa e că ai avut întâlnire cu un om albastru, așa e? Aute și ala, săracu. Parcă e un ou de Paște. Apel ghetto, o rămas de ochetă cât e pe vremea lui Voronin. Și să-i faci gheță-i oameni. Las, nu vă scârghiți că ați vă treacă. Ați vă treacă. Baba a să vă scoată la tăți de ochiu, vrăjele, fașerile, tot ați vă scoată. Eu discând încă, nici nu țin minte de când, încă de pe vremea când îmblau prin sate țăganii, șetrele de țăgani în șarabani. Dacă s-a băteu o șatră de asta pe sat, parcă erau niște locuste, nu era scapare de dânsă și gata. Și numai cum plecau din sat, cum întâți dădeau bolile. Și hai la baba Ileana la descântat, adică la mine. Amuia, îs alți țăgani. Umblat astă toamnă prin tătă Moldova niște oameni răi și o diochet la stânga și la dreapta. Unii erau îmbrăcați în verde, dar alții erau îmbrăcați în albastru. Erau și deși ea în roșu, dar de ochii lor s-o cam spalat el, ea ca și îmblau și ea pe acolo. Și fiecare îmbla cu de ochiul lui. Așa, în albastru, se uitau așa la om, se uitau și-i strigau în față: crește Moldova! Și gata, omul era de ochet pe loc, gata, era pierdut. Așa, în verde, aveau și ei de ochiul lor. Înainte, nu înapoi. Doamne! Matale, așa e că ești de ochetă de verde. Băi, și un verde de așa l-a închis, o intrat adânc, dracu, așa. N-ai și faci de-am, să-l scoatem. Noi, dacă am greu, dar să-l scoatem. Ești de-am așa în roșu, avea eu de ochiul lor. Dar de ochiul lor, zicea așa, numai Voronin. Dacă de ochi și ala, nu i-a luat pe mulți. Nu mai avea puterea de altă dată de ochiul roșu. Înainte cu țigănimea cum era? Când îți intra în o gradă, ap se înșepie. Care să-ți vândă mergele de celea de sticlă? Care să-ți ghișească? Care cu de ochiul? Cu omul, își pierde mințele, își pierde de tăt. Și numai ieșă țigănimea din o gradă. Hop, te uitai, în șopron nu-i sapa. Hop, pe gardă mă gata numai șoi de ulciorul. Pe sârmă numai este cămeș așa care stătea la uscat. Aiștia de azi, verzi și albaștri, nu sunt ca țigani de altă dată. Aiștia au fapte culturale. Ei mai întâi își cer voie să intre în ogradă. Șabu, dacă ți-o intrat, se comportă așa frumos, așa de, bună ziua, Doamnă,
Dar ce mai faceți, Doamne? Dar poate să vă ajutăm cu ceva, Doamne? Și numai cum iese din ogradă, cum auzi la Chișinău, hop, nu e o bancă. Hop, nu e aeroportul. Aga așa. Hop, și nu-s miliardele. Amuia, ca descânt cu eu să vă ajute, trebuie mai întâi să vă lămurești și ăla de ochi, cum îl lucrează el de om. Să luăm de o vorbă, de ochiul ăsta, da, de ochiul și ăla mai slab, de ochiul roșu. Ies purcășunile, când strigă numai voronin, apoi ia în vedere, iau în vedere ca omul să-l vadă în fața lui numai pe voronin. Să uită un om, să-și de o pildă la un văr de-a lui, sau la vreun neam. Așa la are fața lui voronin. Sculcă femeia cu omul ei, sculcă și când strezește, hop, strezește cu voronin. Dacă de ochiul este verde, e mai tare. E când îi bagă omului în cap înainte și nu înapoi, apoi omul nu mai înțelege care e înaintelea, care e înapoiul. E că el se mișcă așa și îi pare că merge înainte. Dacă cineva îi spune, bă, omule, bă, și cu tine, bă, și merge așa. Tu de-am te muți și te niște așa de-amu. E ca așa. Amia, mă înțelegeți? Tu te niște așa și îți pare că mergi înainte, dar tu de fapt mergi cu curul înainte. E ca acum. Și din cauza asta, omul își pierde orientația cu tătul. El nu mai înțelege care-i dreapta, care-i stânga. Așa-i de ochiul ăsta verde alufilat. Dar de voronin și de filat, eu și pot să vă spun. Ei amândoi îmblă și de ochi oameni, dar de fapt ei amândoi îs de ochiță. Da. Ei, dacă ar veni la mine, eu le-aș scoate de ochiul. Pentru că ei ia-s de ocheț, de Doamne ferește, de plahatniuc. Da. Apoia ca de ochiul ăsta al o plahatniuc, îi șal mai tare. Vă știți cât putere în e scot ni un de ochi albastru? Eu cu descânticul care scot un de ochi albastru, aș putea scot 10 de ochiuri verzi și 100 de ochiuri roșii. Pentru că deși el când zice, crește Moldova, ap și face, e de la tine și-i crește lui. He, așa, îi crește. E ca lulupul, eu crescut și lui, eu crescut. Dar vă știți câți oameni au fost la mine după de ochiul este albastru, spune că, și îmi spune eu și lui eu că așa le-a scăzut, s-a făcut mățțâcă. Dar ia ca lulupul, eu crescut. Ați văzut? Înainte nu puteți să o găsească prin păr, era mățțâcă. Dar muia și-o găsește, și-o găsește. N-ați văzut cum se bucura și în Parlament că și-o găsește așa? E bata salbată, Doamne iartă-mă și-am alu plahatiu că era mare și așa. Dar el vrea să-i mai crească o lecuțică ca să o poată pune pe tătă Moldova, așa. Da. Și amuia, taman numai ghirii ajunge, s-o pune de la Briceni
până tocmai la cahul, așa ea. Ia ca așa. Ei, amuia brăză că și facem. Eu azi mă scobor de ieșa ea, ca am sar pe ieșa ea, și azi mă duc și azi trec printre rânduri și azi vă înșep pități a stuchii între ochi. Ei, și, dar și râdeți, și? Nu râdeți, nu râdeți. Fără stuchit în ochi, de ochiul n-are niciun tolc. Stați, 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 nu vă sculați, stați acolo, mă rog el, stați acolo, stați acolo. V-am spus că eu azi vin la voi și nu vă temiți. Vă spune baba, niciunul n-a să rămâie nistuchit. Așa, și, n-a să ne jogă stuchit. He-he! Eu de ună am stuchit un sat întreg și încă și ne-a mai rămas încă. Așa că pregătiți-vă, așezați-vă ghinii pe scaun, luați-vă părul din ochi, tăți, așa, și pregătiți-vă că eu vin, eu sunt șef din partea aceea să vin la vale, că e mai ușor. Am ușa să mă duc acolo și, cum s-a zice, Doamne ajută! Hai, pregătiți-vă că eu vin, am ușa acolo! Am ușa să mă duc acolo!